Am acum un indicator automat de acumulator LiPo 2S sau 3S. Deci pulpe de dor că e 2S, roșu că e tensiunea slabă, la tipa acumulatorii descărcați. Undeva în jurul valorii de 6,2V ar trebui să treacă de pragul de roșu și să facem un galben. Deci am un galben. Mai cresc. Asta înseamnă că e între 80 și 75%. Iar roșu era sub 75% din tensiune. Acum o să creștem pe la... Aici ar trebui să fie un prag. Verdele. De la 80 până la 90%. Deci e armatură ok. Ce verde, că de asta am să fie culorile cât mai... Acum e un bleu. Să treacă în albastru acum, foarte bine încărcat. Iar ce este peste aproape 8,2? Vedem ce face. Este albastru cu roșu, adică un bleu, care indică supravoltarea asta, în cazul când avem SP încărcător. Cazul real nu prea. Bun, și creștem un pic. Încă aici undeva. Trebuie să treacă pe roșu. Deja a trecut pe 3. Vedeți? 3S-ul descărcat. Și asta înseamnă că e sub 75%, care e un fel de 9,2 aproape. Deja 3S-ul e descărcat. Așteptăm un pic. Deci ar trebui să treacă pe galben. Adică e insuficient. Când trece de 80% din care tensiunea de pe 3S-ul clasic, se facă verde. Mai creștem un pic. Trebuie să fie verde acum. Da? Creștem. Încă e verde. Să treacă într-un bleu. Hai mai sus, cred că bleu. Acum e bleu. Și un pic, atunci treacă în albastru, clar. Un pic. Vedeți albastru? E foarte bine încărcată. Și urcăm pe... Trebuie să sărim acum, cred că, pragul. Și asta deja e 3S-ul supravoltat. Deci săracul știe singur, ia să vedem, 8,2 ar trebui să fie 8, asta acest 8 ar trebui să fie o baterie 2S încărcată bine. Dăm un 11, acum trebuie să fie cealaltă. Nu, încă nu e. Da, da. Deci, am reușit un indicator de acumulator de stres LiPo automat. Cam asta.